El va fi digitizat, îl vom pune în formule digitizate, într-o formă digitizată pentru a fi studiat și răsfoit. La studiu o să dăm forma digitizată, nu forma asta. Și cu ce este scris? Dați-mi niște detalii. Este scris cu cerneală, așa cum scriem noi, pe o hârtie de secolul XIX, cu o cerneală neagră, îl puteți vedea, puteți să-l filmați aici. Okay. Nu cu multă lumină. Da. Și cu multe flash-uri. Da. Vă rog. Alte întrebări. Unde va fi expus? El va fi expus, începând de luni, nu? Domnul Costea, colegul meu Ionuț Costea este aici, începând de luni la etajul 1, la colecții speciale, este și afișat pe afiș și noi facem publicitate. Pentru a fi vizionat, în sfârșit. Alături de celelalte acte, care, repet, constituie o surpriză. Eu până acum jumătate de oră, n-am știut de această donație formidabilă pe care am început-o. Familia noastră, Andrei Rațiu. Da. Da. Rămâne deocamdată aici la mine în studie și cred că locul cel mai bun este această bibliotecă de 150 de ani care a traversat toate umorile, toate epocile și cred că este un loc central, cu centralitatea identității noastre românești, ardelene.